Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. De ce merge treaba în România? Cum merge? Pentru că prin funcțiile de decizie în administrația publică sunt puși și se perindă de zeci de ani numai nepricepuți, trimiși de partid să încaseze o lefșoară și să canalizeze contractele zemoase către prietenii care i-au trimis acolo. Există deja o pătură, o clasă, aș spune, de oameni buni la toate, după cum spunea recent doamna Firea, care fac ce li se cere să facă și rezolvă ce e de rezolvat, iar în schimb iau și ei niște bănuți pe care altfel n-ar avea cum să-i încaseze. Publicația presha.ro a identificat un astfel de personaj, un veritabil funcționar minune, abonat la funcții și apartenență la consilii de administrație din companii de stat, care a primit recent o nouă funcție. Îl cheamă Dragoș Ionuț Bănescu, poate n-ați auzit niciodată de dânsul, în ultimii 13 ani a avut zeci de funcții în care a fost numit practic politic. El a fost membru în consiliile de administrație sau în adunările generale ale acționarilor, printre altele, la următoarele companii de stat. Vă rog să aveți răbdare cât citesc măcar o parte a listei, o selecție. Deci, a luat bani și a fost în consilii la Romața, Checkbank, Electrica SA, Romgaz, Exim Bank, Electrica Muntenia Sud, Hidroelectrica, Consiliul Național de Integritate, Transelectrica, Administrația Apelor Române, RomSilva, Societatea Comercială de Tratament Balnear și Recuperarea Capacității de Muncă, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină, Institutul Național de Cercetări Aerospațiale, Electromecanica Ploiești, Nuclear Electrica, Institutul Național de Cercetări Aerospațiale, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Geocomar, Compania Națională Loteria Română, etc., etc. Bun, priceput. La toate. Mamă. Deci și la loterie, și la electrospațiale, și la geoecologie și marină, ceva bănci, și la gaz, și la bănci, și la integritate, și la domne, la tot, la ape. În fiecare din aceste funcții, numirea este practic politică. Aici iei bani pentru participarea la ședințe și votezi după cum ți se transmite, când e nevoie, ce e nevoie. În același timp, domnul Ionuț a deținut și funcții în guvern. El a fost numit secretar general sau secretar general adjunct la vreo 6 ministere. La Ministerul Finanțelor, la Ministerul Muncii, la Ministerul Sportului, la Ministerul Economiei, la cel al Turismului, la Ministerul Justiției. Justiție, turism, tot un drac. Deci nu există, practic, din această descriere, om mai priceput în România ca domnul Ionuț Bănescu. Felicitări! E precum cheia franceză. Deși răutăcioși ar putea spune că e ca șperaclu. Deschide orice safe de stat. Aș adăuga dacă aș fi rău, dar nu sunt, deci nu adaug. Și încă un lucru de notat. Cariera domnului acesta, Ionuț Bănescu, a decolat cu adevărat după ce a trecut pe la Academia SRI, unde a absolvit un curs al generalului Gabriel Izmană Oprea. Iar Valeriu Nicolae, care a documentat cariera prodigioasă a acestui personaj, mai observă că el a făcut două mastere în 5 luni la București, în timp ce lucra 8 ore pe zi la Brașov. Vezi, mă, Luca, și noi ne-am străduit aiurea să facem politehnică, am muncit ca niște câini. Așa se face. Luca s-a prins mai repede. Două mastere, 5 luni în timp, la București, în timp ce lucrezi la Brașov. Să știi că și eu am făcut la fără frecvență filozofie și jurnalism, că lucram. Bravo. Și în câte consilii de administrație? N-am prins consilii, că noi filozofii nu prea lucrăm cu cele materiale. Dar altfel, să știi că e foarte important. Mulți oameni sunt preocupați să-și dea copiii la școli alese, tocmai pentru a le crea un anturaj din care în viață să aibă. Important e nu să-ți dai la școli alese, ci să alegi exact școala care trebuie. Iată. Deci nu școala să fie aleasă, ci tu să alegi ce trebuie, știi? Sau. Ce e important în viață și... Da. Ce ai văzut asta, dacă a făcut școala corectă, a prins și joburi, că faci niște prieteni, adică intri într-o lume. Dar anturajul. E și foarte stresant să adică schimbi. Și eu am prieteni filozofi, adică și lor le e greu să pătrundă în lumea mea. Da. Pe de altă parte, cred că este foarte greu și stresant să schimbi atâtea locuri de muncă. Adică până vii, până te adaptezi, până înțelegi... Când te obișnuiești cu colegii, asta cu imediat colegii, pleci. Și cu fișa de post, ce ai de făcut, și pac, iar te trimite partidul în altă parte. Poate a fost simultan în mai multe, că pare capabil. Da, mai știi? Poate. Deci, domne, ce să zic, enciclopedist, acest Leonardo da Vinci al administrației publice românești, se pricepe la toate. Acest Thomas Edison,
Făt frumos, are funcții politice într-un an cât alții au într-o viață. Eu zic să-i se dea Nobelul. Nu există geniu mai mare. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.